În anul Domnului 1462, Valahia era invadată de armata otomană în frunte cu Mahomet, cuceritorul, alături de care lupta și Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș. Acesta, din urmă, având o armată mult mai mică, decide să se retragă în munți, iar de acolo spre Transilvania, cerându-i ajutor lui Matei Corvin. Însă lucrurile nu se întâmplă așa cum dorește marele voivod. Thank you.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Emilia Miron și vă invit să fiți astăzi alături de mine într-o nouă ediție a emisiunii Oameni printre oameni. Vreau să vă spun că sâmbătă seara a avut loc la Castel un eveniment deosebit, mai precis a fost proiecția unui film românesc, Egregora, Comoara pierdută. Pentru că mi-a plăcut foarte mult, am vrut să vă spun și vouă despre el și am invitat astăzi în studio pe regizorul acestui film, Andrei Chiriac. Bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru oportunitate! Ne bucurăm că ai reușit să vii la Hunedoara să ne faci cunoscut acest film. Practic este, din câte am înțeles, primul dintr-o serie mai lungă, dar o să te rog să ne vorbești mai târziu despre asta. Pentru început, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tine. Sunt regizor de film, semnesc scenariu, regia și producția acestui episod, un serial care s-a născut pe plaiurile hunedorene acum 15 ani, datorită unei excursii la Sarmise Getuza. Am scris împreună cu un coleg de la facultate primele variante ale scenariului, ulterior am rescris și astăzi el se cheamă Egregora, Comoara pierdută, ceva care ar avea 36 de episoade. Deocamdată v-am prezentat aseară primul din ceea ce se vrea epopeea Egregora. Egregor înseamnă o ființă psihică emanată din conștiință colectivă. Egregora e romanțat pentru a aduce în actualitate și sacru feminin, lucru care cred că o să vă placă. Și vorbim de asemenea de comoara pierdută, o comoară materială, dar mai ales spirituală. Vorbim de vechea civilizație dacică. Spuneai că ideea acestui film s-a născut în apropiere de Hunedoara, la Sarmise Getuza. La Sarmise Getuza, regia. În urmă cu 15 ani. Cum? Ce te-a determinat, ce te-a legat ca să faci acest proiect? Eram în 2007 student la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică la București, la secția de regie film. Urma licența și câteva luni înainte de licență, să-mi termin filmul de licență, am venit la Sarmise Getuza într-o excursie total întâmplător, de fapt știind niște povești despre comorile dacice și despre vechea civilizație, și aici am întâlnit niște localnici care mi-au întărit un pic viziunea și s-a născut ideea de a face un film documentar sau poate un film polițist despre Sarmise Getuza, despre zona sacră, despre traficul de artefacte dacice, despre toate aceste povești ale zonei. Ulterior, lucrurile s-au dezvoltat în ceea ce numim azi Egregora, Comoara pierdută, o chestie un pic mai spirituală, un pic mai frumoasă, un pic mai amplă. Și mult, mult prea departe de un film polițist sau un film documentar. Are un nis de film polițist. Are, da, foarte puțin. Lumea îl catalogează ca fiind și ceva similar codului Da Vinci. E o combinație între mai multe filme americane, pentru că de acolo m-am inspirat. Am făcut școală și în America. Un pic, 2 ani de regie film și acolo. Și vin cu un alt aer în spațiul cinematografic românesc, îmi place să cred. Vom vedea și dumneavoastră veți valida sau nu ce am spus acum. De ce a durat 15 ani? Din motive financiare. Nu am reușit să pun cap la cap montajul financiar. Nici acum nu stăm foarte bine. Abia cu mici sponsorizări am reușit să duc la capăt 2 episoade. Este un proiect care costă multe milioane de euro. Nu am avut sprijinul celor de la îndreptățiți să mi-l dea, să zicem, celor de la Ministerul din București, mă refer la Cultură sau la Ministerul Turismului. Am apelat la tot felul de foruri, tot felul de asociații. Nu s-a întâmplat așa cum mi-am dorit. Am călătorit cu el și prin America, am pledat și pentru producția, o coproducție român-americană. Nu s-a întâmplat nici asta. Abia acum 4 ani, înainte cu puțin de pandemie, niște sponsori mi-au acordat o șansă și am reușit să pun cap la cap câteva secvențe care ulterior s-au materializat în cele 2 episoade. Și acum se ridică o întrebare care cred că este pe buzele multor oameni și pe care o întâlnesc de foarte multe ori. De ce nu există sprijin din partea celor îndreptățiți să o facă? Nu știu să vă răspund la... Dar care sunt motivațiile lor? Pentru că în momentul în care ai făcut o solicitare,
Au trebuit să-ți răspundă. Pur și simplu nu răspund sau amână sau mai vedem, poate după alegeri. Sunt câteva răspunsuri care pe care le-am scris undeva în caietul meu secret. Deci nu-ți spun nu avem bani. Bani există tot timpul, dar poate mai la toamnă, poate după alegeri, poate după alegerile prezidențiale, poate după alegerile parlamentare. La un moment dat mai treci pe aici. Deci asta se întâmplă acum câțiva ani, subiectul este închis pentru mine, le urez succes. Am văzut că sprijină tot felul de altfel de demersuri care încântă, în ghilimele, opinia publică din București și nu numai. Așa tot felul este. De proiecte care poate nu au nu pun România într-o lumină frumoasă, dar este alegerea dânșilor. Nu comentez păcat. Din punct de vedere politic, am apelat și în partea stângă și în partea dreaptă și în toate părțile posibile. Nu au avut ecoul dorit. Mergem prin forțele proprii. Pentru că acest film, filmat în foarte multe locuri frumoase, cele mai frumoase probabil locuri din România, care ar putea toate să, sunt speciale, da. Da, care ar putea să promoveze foarte bine această țară, e lăsat deoparte. Este conceput, și fără falsă modestie spun, să fie ca un brand de țară, pentru că punem în valoare tradițiile românești, cultura românească. Noi vorbim de o călătorie care începe în perioada dacică, după cucerirea romană. Călătorim prin 2000 de ani de istorie până în zilele noastre, noi vorbind despre călătoria unor copii pasionați de istorie și de arheologie, care găsesc niște rămășițe ale unor arhive secrete și astfel pleacă în călătoria extraordinară pentru a găsi comoara pierdută, pentru a ajunge la poarta templului Comorii. În episodul 36 se va întâmpla asta. Dar amintim și alte culturi care există pe teritoriul sau existat pe teritoriul României de astăzi, de la Hagmangia, Cucuteni și, repet, până în perioada dacilor. Deci vorbim de 6-7 mii de ani de istorie, de fapt. Lucru care m-a inspirat a fost o expoziție pe care am văzut-o la New York, se chema Vatra Vechii Europe, unde am văzut artefacte vechi de 6-7 mii de ani, superb conservate, care aveau niște simboluri extraordinare pe el, niște vase destul de mari și, repet, foarte, foarte bine conservate. Expoziție care a călătorit prin toată America și care a făcut furore acolo. Mai puțin în România, ceea ce este păcat, pentru că sunt foarte mulți români care poate nu-și cunosc propria istorie și nici măcar nu îi interesează. Filmul le-ar deschide o oportunitate pentru a afla măcar că pe teritoriul acestei țări a fost ceva la un moment dat. Măcar de curiozitate, măcar așa, de Facebook, TikTok și tot este un punct câștigat. Exact. Mă refer la tânăra generație. Exact. Mai precis, care au fost locurile în care ați filmat în acest prim episod pe care l-am văzut sâmbătă seara? Am început la Cazanele Dunării, am filmat pe vârful Ciucaru Mare, dacă știți unde este, Peștera Ponicova și Peștera Veterani, locuri splendide, deci în județul Medin și Caraș-Severin. Apoi am filmat în Munții Bucegi, pe platoul Sfinxului, aproape de vârful Omul, pe Valea Obârșiei, am filmat pe Valea Vrigului, am filmat la Domnești, Corbii de Piatră, Nămăiești, zona județului Argeș, la cetatea Poenari, cetatea lui Vlad Țepeș, Arefu, zona respectivă aproape de barajul Vidraru, am filmat la Lacul Bâlea, printre altele, am filmat lângă Petroșani, la Peștera Bolii și Peștera Șura Mare, în multe alte locuri, poate nu mi-aduc aminte, în Piatra Craiului, în Munțișureanu și la Castel, bineînțeles. Acasă l-am filmat o secvență foarte frumoasă. Da. Am insistat să vin aici la Hunedoara, pentru că, repet, în județul Hunedoara s-a născut ideea și am vrut să punctez și acest moment. Episodul de sâmbătă seara, acțiunea din acest episod se petrece în vremea lui Vlad Țepeș. Da. Vorbim de 1456, când el are un dialog, sigur, este imaginat,
fac o paranteză, am spus și aseară și vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că este un film de fantezie, nu respect neapărat cartea de istorie, adevărul istoric. Îmi place să romanțez un pic de dragul unui alt subiect drag mie, o călătorie mai inițiatică pentru a ajunge cu Vlad Țepeș undeva, pentru a alchimiza anumite momente din viața lui și din istoria noastră. Deci am îndrăznit să fac acest lucru. Deci nu este un film așa documentar, este o fantezie. Spuneam că lucrurile se petrec în 1456 și apoi majoritatea secvențelor ar fi avut loc în 1462, ultimul an din a doua domnia lui Vlad Țepeș, an în care armata lui Mahomed a invadat Valahia cu 120.000 de luptători. Vlad Țepeș avea o armată mult mai mică. L-a tot hărțuit, este celebrul atac de noapte, dacă știți, bineînțeles, și este momentul în care se retrage spre Matei Corvin cerându-i ajutor, unde este și arestat. Urmează episodul Vișegrad și cei 12 ani de arest la domiciliu sau, mă rog, de prizonierat, după care este iar eliberat și repus pe tronul Valahiei. După câteva luni știm că a fost asasinat. Ăsta este episodul, ăsta este contextul istoric și am vrut să vorbesc neapărat despre trădarea între frați, despre episodul cu Radu cel Frumos, pentru că Radu cel Frumos luptă de partea sultanului și explic, dezvolt această călătorie a lor în film, din episodul 2, 3, 4, 5 încolo, arătând motivele pentru care cei doi, la un moment dat, au avut drumuri diferite. Radu cel Frumos a ales să lupte de partea sultanului, la Țepeș a rămas fidel credinței noastre, chiar dacă la un moment dat a trecut la catolicism din motive politice. Dar a rămas fidel acestui neam. Dar a rămas fidel acestui neam. Și pentru asta, un omagiu prin acest film. Așa cum a fost el, că a avut o istorie destul de ciudată, sigur că a făcut lucruri pe care astăzi le-am considerat reprobabile, dar a rămas un reper în istoria noastră. A făcut ceea ce a crezut că este mai bine la momentul potrivit. Așa, exact. Cine sunt oamenii care au fost alături de tine în tot acest demers? Dacă ne referim la echipa tehnică, sunt foarte puțini. Am filmat acest film cu 10-12 oameni la un moment dat. Finanțarea necesară, am avut două camere. Am început să fac filmul cu o singură cameră de filmat. Un hunedoran, dar dumneavoastră, Alexandru Ranta, este unul dintre directorii de imagine. A făcut episodul de aseară. Mai există încă trei. Suntem puțini, am lucrat foarte bine. N-am avut o echipă de producție extraordinară, dar cu credință le-am dus la bun sfârșit. Și cât a durat realizarea acestui prim episod? Vă spun cât au durat filmările pentru cele două episoade, pentru că le-am amestecat. 23 de zile de filmare și cu ceva pregătire, bineînțeles, și foarte multe luni de montaj, pentru că acolo am avut mici provocări și a trebuit să facem sound design, să facem montajul, colorizarea. E un proces destul de complicat. Dar filmările în sine au fost 23-4 de zile. Am avut 250 de cai per total la filmare, cu călăreți, am avut figurații, am avut câteva lupte importante pe care le veți vedea în episodul 2. O desfășurare de forță destul de importantă pentru un film românesc, mai ales un film independent românesc. Călătoria continuă așa. Deci echipa a fost foarte mică, iar cei care au fost alături au fost oameni dragi care au contribuit, dacă doriți să spunem și asta, au sprijinit cu 5 lei, 10 lei, cu un SMS, cu o donație filmul nostru, împodobind astfel bugetul pe care eu l-aveam deja de la o firmă de publicitate din București, care mi-au dat sume mai substanțiale în comparație cu micile donații. Și așa a fost posibil să duc la bun sfârșit cele două episoade, repet. Când vom putea vedea episodul 2? Pentru că tot vorbim despre el. Cât de curând. Deocamdată ne-am bucurat de episodul 1. Vreau să le arăt și celor din București, publicului bucureștean, mica noastră lucrare. Așa că probabil că până în iarnă ne bucurăm și facem publicitate doar acestui prim episod. Vedem cum răspunde și publicul, dacă este vreo cerință, dacă cineva, vreo televiziune importantă din România dorește să se asocieze cu mine și cu proiectul nostru, apoi abia vorbim de episodul 2. El este gata, se poate vedea, dar cu circuit închis deocamdată.
Ok. Și acest prim episod unde poate fi văzut acum de către publicul larg? Nicăieri, nu este public. Nicăieri. Am făcut evenimente, am vrut să, repet, să aduc un omagiu județului Hunedoara, castelului, memoriei lui Iancu de Hunedoara, pentru că tot e ora 12 și da, abia au bătut clopotele în memoria lui. Și lui Vlad Țepe și istorie și deocamdată așa, mici momente cu public într-o sală de cinema sau în fața unui proiector de cinema și atât deocamdată. Poate la un moment dat ne vom bucura de el pe micul ecran. Dacă, repet, o televiziune importantă dorește să asocieze cu așa ceva. Deci nu te gândești acum să îl introduci în cinematografe și nu, în nu este film, este un film serial, repet. Este un film serial. Și le arătăm doar ca să atragem atenția publicului avizat și atât deocamdată. Ținta noastră este, evident, să-l dăm unei televiziuni importante pentru a face un fenomen de masă, pentru a fi distribuit și ajunge la inimile cât mai multor telespectatori. Cred că șanse mari are să intre în acest circuit, pentru că, repet, este un film bun, este un film frumos, este un film de aventură și istorie în același timp, poate să se adreseze mai multor categorii de vârstă. Am văzut, și eu. Am văzut aseară în sala Bethlen de la Castel oameni trecuți de prima tinerețe și tineri, adolescenți și oameni între aceste două vârste. Deci un public foarte variat a fost aseară. Așa și trebuie. Fiecare va înțelege feeling-ul pe care l-am avut a fost că a plăcut tuturor. Așa zic și eu, da, mulțumesc de compliment. E conceput să se adreseze și tinerilor și celor de altă vârstă, poate din generația mea. Avem o poveste de spus, sigur vom ajunge la sufletele tuturor. Așa să fie, vă doresc din suflet să ajungeți exact acolo unde doriți și pentru mine îmi doresc să văd repede episodul 2, este interesant. Și apoi să le vedem pe toate realizate, să dea Dumnezeu să aveți banii de care aveți nevoie, oamenii de care aveți nevoie și să fie toate bune și frumoase. Ținește Dumnezeu, suntem într-un loc foarte important. Spun unii că și aici a fost un spațiu dacic și că au găsit anumite rămășițe ale unei cetăți dacice, deci omagiu pentru vechea noastră civilizație, pentru ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Aduc în discuție chestia asta. Îmi place să cercetez un pic mai mult. Așteptăm și opinia istoricilor avizați. Sunt tot felul de tabere în București și la Cluj și la Hunedoara. Oameni care dispută fenomenul chiar ecologic. Deci chiar am văzut zilele trecute că la Jidvei s-au găsit în urma unor săpături niște dovezi și o mini comoară acolo. Este foarte interesant de văzut ce este și acolo. Deci dovezi despre daci și despre existența și viața lor pe aceste pământuri sunt peste tot. Important este să le vedem și să le facem cunoscute. Filmul pledează pentru exact acest lucru. Evident că îi lăsăm pe specialiști să vorbească la un moment dat, dar putem genera un orizont de așteptare astfel încât și ei să fie la un moment dat forțați să investească un pic mai mult în arheologie. Cred că cel puțin spațiul cu Hunedorean, ca să mai vorbesc de Alba Iulia, este extrem de ofertant din acest punct de vedere, dar nu prea se sapă. Sau dacă se sapă, nu sunt neapărat angajații Muzeului de Istorie, ci poate braconieri care găsesc lucruri foarte interesante pe care le valorifică peste graniță în interesul lor propriu și personal. Sau cine știe al cui. Da. Nu comentăm acum. Îți mulțumesc din suflet că ai fost astăzi alături mulțumesc de noi. Mulțumesc și eu pentru mulțumesc că ai venit să împărtășești cu noi această bucurie, că practic este o bucurie acest film. Și atunci când vei ieși cu episodul 2, te așteptăm tot aici să ne vorbești și despre el. Așa să fie. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Eu sunt Emilia Miron. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!
s-a întâmplat? Au prădat turcii măria ta. Puțini au scăpat. Cum te numești, femeie? Iartă-o, măria ta. Nu e primul băiat pe care îl pierd.